Bună ziua și bine v-am găsit la un nou webinar. Eu sunt Mircea Nicolau și în acest webinar vom discuta despre automatizarea proiectelor de infrastructură cu ajutorul aplicației Dynamo pentru Civil 3D. O să aflăm ce este Dynamo, cui este utilă această aplicație, ce se află în biblioteca Dynamo, cu ce ne poate ajuta Dynamo Player și, în ultimul capitol, vom vedea un exemplu de aplicare a unui script Dynamo pentru o lucrare de infrastructură. Ce este Dynamo? Dynamo este unealta de programare vizuală care a fost introdusă și pentru aplicația Civil 3D de la versiunea 2020 și care ajută utilizatorul de Civil să compună algoritmi personalizați pentru procesarea datelor și generarea unei geometrii 2D sau 3D. Dynamo poate fi descărcat și rulat fie în modul sandbox, adică autonom, sau ca plugin pentru alte aplicații precum Revit, Formit, Alias, Advanced Steel sau și Civil 3D. Cu mult timp în urmă, aplicația Dynamo a fost introdusă în aplicația Revit pentru a veni în sprijinul inginerilor cât și arhitecților pentru a realiza elemente geometrice care, în mod normal, nu se găseau și nu se găsesc în Revit. Autodesk s-a gândit că aplicația Dynamo ar fi utilă și inginerilor pentru lucrările de infrastructură, tocmai pentru a-i ajuta în sarcinile lor repetitive și consumatoare de timp. Programarea vizuală ne permite să lucrăm cu noduri, să le îmbinăm cu ajutorul conexiunilor și să vizualizăm rezultatul obținut. Iar nodurile, bineînțeles, reprezintă obiecte sau funcții. Un utilizator poate lega nodurile între ele pentru a forma un set de instrucțiuni care vor fi folosite în procesarea datelor și sau a construcției unei geometrii. Felul în care nodurile sunt conectate vor determina ordinea operațiilor. Spre exemplu, parcurgerea informațiilor de la nod la nod se va face de la stânga la dreapta. Este posibil ca pentru utilizatorii experimentați de Civil 3D, care folosesc deja aplicația SubAssembly Composer, să înțeleagă mai ușor felul cum funcționează Dynamo. Știm că în aplicația SubAssembly Composer se pot realiza secțiuni tip parametrizabile pentru coridoare. Și atât. Dacă avem nevoie să mobilăm acel coridor cu elemente, cum ar fi stâlp de iluminat, stâlp catenari, semne de circulație și multe alte elemente care se regăsesc în realitate pe un drum sau o cale ferată, care în mod normal nu ai cum să le realizezi cu SubAssembly Composer, atunci Dynamo este unealta perfectă. Ce se materializează pe modelul de lucru din Civil 3D vor fi atât elemente geometrice 2D și sau 3D, cât și texte sau alte informații utile pentru lucrarea respectivă. În cazul de față, avem un script care poate fi util oricărui inginer care are nevoie să facă o trasare de lucrări, și aici vorbim de lucrări liniare, în special coridoare. În această situație, Dynamo va ține cont de frecvențele de pe un coridor, pentru că în zona frecvențelor se vor materializa punctele COGO. În felul acesta, le vom extrage informațiile direct din fișierul sursă, vom construi nodurile aferente lucrării, adică, pe scurt, aceste noduri vor extrage informații din fișierul sursă și mai departe le vom transpune pentru a putea extrage informațiile din cadrul feature liner-urilor, pe care, bineînțeles, după acele feature liner-uri, aplicarea punctelor COGO va fi mult mai ușoară. Rolul playerului Dynamo este următorul.
În primul rând, îl poate folosi oricine, chiar și cel care nu a construit scriptul. Și în al doilea rând, poate fi refolosit și în alte lucrări, ori de câte ori este nevoie. Mai sunt și alte aspecte, cum ar fi faptul că ascunde complexitatea scripturilor, simplifică accesul la automatizare, permite fluxuri de lucru succesive, se poate face o verificare vizuală pe model și evident că se poate ajunge cu ușurință la sursa scriptului, dacă este necesar să intervenim pe el pentru a face îmbunătățiri. Prin urmare, o să trecem un pic și la un script Dynamo, să vedem cum se poate aplica, sau mai bine zis, ce putem să facem cu acel script Dynamo pe Civil 3D. Ok, în cazul de față, avem o lucrare de infrastructură, avem un drum, avem niște parapezi New Jersey, avem și un pod. Și pe această lucrare noi vom dori să mobilăm lucrarea cu diverse elemente specifice lucrărilor de drum, cum ar fi panouri de informare, care arată în maniera aceasta, sau acest tip de panou, care arată în felul acesta. Așa mai departe. Avem opțiunea, în momentul când suntem în Dynamo, în Civil 3D, la secțiunea Manage, Dynamo se găsește la ultima categorie, la programare vizuală. Și avem opțiunea să selectăm direct Dynamo și să intrăm în aplicație, sau putem să selectăm Dynamo Player și să rulăm direct din Dynamo Player informațiile pe care dorim să le atașăm, adică, dacă dorim să atașăm elemente, vom deschide Dynamo Player, deschidem aplicația, așteptăm un pic. Și aici, la fiecare element, unde vedem că pot fi introduse chestii suplimentare, specifice, le vom introduce cu ușurință. Intervalul, bineînțeles, că reprezintă partea de kilometraj, intervalul kilometric. Acesta poate fi setat, țineți minte, doar într-un interval. În cazul de față, dacă setez pe 520, atunci unul dintre aceste panouri va fi amplasat doar la acest kilometraj. Și azi să facem și o scurtă simulare. Avem nevoie, în primul rând, când suntem în acest player, avem nevoie să introducem, bineînțeles, numele coridorului. Prin urmare, ne vom extrage numele coridorului de aici. În cazul de față este autostradă. Autostradă. Mai avem nevoie de cod. Numele de cod va fi preluat de pe secțiunea transversală tip. Mai puțin să mă dau cu el așa. Va fi preluat de aici. Sau de aici. Funcție de... Să vedem acum dacă îl selectăm. Subassembly. Properties. Mergem la codes, să identificăm codurile. În cazul de față o să observăm că avem PST, adică punct stânga, și PDR, punct dreapta. Dacă noi vom dori să atașăm un simbol, un element geometric, fie o cotă sau un punct COGO, evident că va trebui să extragem din aceste coduri cea informația pe care noi dorim să atașăm elementul respectiv. În cazul de față, dorim PDR, adică punct dreapta. Punct dreapta a fost introdus ca punct suplimentar, astfel încât să nu iau neapărat în considerare top curb sau back curb sau bottom curb. Am vrut să-mi personalizez eu punctul de pe secțiunea mea tip. O să selectez, o să iau PDR, n-am cum să-l selectez decât trebuie să-l scriu aici, PDR. Intervalul va fi undeva pe aici, 520 să zicem, și bineînțeles că îi atribuim și un nume. O să mergem frumos și la home. Și la nume să-i zicem
panou, panou underscore informare. Am făcut toate acestea, am dat numele coridorului autostradă, am dat numele codului de pe secțiune, am selectat intervalul, pot să scriu și manual dacă doresc, o să-l las 520, am dat numele layer-ului, acum nu trebuie altceva decât să selectez geometria pe care vreau să o atribui pe coridor. În momentul de față, o să selectez această geometrie pentru că este mai mare și mai vizibilă. Am selectat-o. Și acum nu trebuie decât să-i dau rulare. Run completed. Dacă e run completed, o să observ că mi-a pus geometria în punctul 520. Dacă mă trec cu cursorul, o să văd că e 0 plus 519,90, aproximativ 520. Dacă voi modifica intervalul, pur și simplu trag de el, fac puțin mai mic, las în această manieră, haideți să-l punem puțin și pe tridimensional să vedem cum se mută automat, așa, și o să dau nu chiar 1320, hai să-i dau 900, că dacă îi dau peste 1000, s-ar putea să vină în zona podului și nu este bine. Îi dau run și vedeți, mi l-am mai pus încă o dată aici. La fel, dacă dau mai puțin, apply și tot așa. În acest fel, pot să pun de câte ori vreau eu această geometrie. Dacă doresc să pun altă geometrie, nu fac altceva decât să selectez, să zicem, un alt panou. În cazul de față vom selecta acest panou, cel de drum cu prioritate. Îi dau run și vedeți, mi-l pune exact în poziția asta pentru că eu l-am lăsat în 600. Pot să-i dau un 600 sau un 550. Run, mi-l pune aici. Și tot așa, dacă doresc să pun mai multe, selectez altul. Vedeți, nu am opțiunea să selectez elemente multiple. Nu pot să fac decât selectând elemente singulare. Întâi unul, după care celălalt, după care celălalt și tot așa. Și bineînțeles, umblăm la interval, dăm apply sau run, moment în care îmi pune elementele de drum. Ia să vedem cum se vede. Se dă în top. Bun. Aceasta este o metodă ușoară. Genul ăsta de player. Avantajul lui este că poate fi folosit pentru orice altă lucrare. Adică dacă avem o altă lucrare cu un alt coridor ce poartă o altă denumire, doar schimb denumirea coridorului din caseta de editare de aici. Bineînțeles, voi avea cu siguranță un alt cod pe secțiunea sau secțiunile noastre transversale. Intervalul de kilometraj, unde doresc să aplic elementele pentru drum. Și bineînțeles, numele layer-ului. Și apropo de layer, că tot am trecut layer-ul, dacă voi selecta acest panou, o să observ că este trecut în categoria layer-ului panou de informare. La fel și acesta. La fel și acesta. O să fac în felul următor. Eu pot să-i dau select similar dacă doresc. Sau quick select. Layer, panou de informare. Și observ că am 6 blocuri care corespund layer-ului panou de informare. Bineînțeles că pozițiile lor, coordonatele lor X, Y, Z sunt diferite. Un alt avantaj pe care îl constituie amplasarea fiecărui element este că la categoria Object Class
pardon, la log referent, pot să-i atașez diverse atribute pe elementul de aici. Bineînțeles că și acest lucru se poate face cu Dynamo, dar cu condiția să existe un script pentru a face acest lucru. Adică dacă mergem la categoria Define Property Sets de la Manage, de aici vom putea să atribuim diverse informații pe elementele pe care le amplasăm pe coridor. O să ștergem aceste geometrii, că nu are rost să le mai ținem momentan, că deja le avem. Și vreau să vă mai arăt alte scripturi. Deocamdată nu ați văzut un script, ați văzut doar ce poate să facă Dynamo Player și cât de ușor poate fi folosit de oricine. Nu trebuie să aibă cunoștințe de programare, nu este necesar să stăpânească programul Dynamo, este suficient doar să deschidă Dynamo Player și să le aibă incluse în aplicație. Dacă cumva se întâmplă să nu le găsiți, nu trebuie decât să activați caseta de aici, care reprezintă un dosar, și în momentul în care deschideți, ne ducem pe folderul de lucru, de unde ne extragem toate informațiile pe care le avem. Informații reprezentând elementele de scripturi, sau mai bine zis, scripturile constituite ca player. O să mergem la creare.cogo. O să ne uităm un pic ce face aceasta. În cazul de față, la creare.cogo, nu face altceva decât îmi va genera, practic, punctele Cogo pe întreaga mea lucrare. Și să zicem, avem numele coridorului, la fel, autostradă, codul din secțiune din sete reprezintă aceeași poveste ca la playerul de început, adică îmi voi selecta acel cod pe care eu l-am dat, PDR sau PST, punct dreapta sau punct stânga sau punct 1 și așa mai departe. Să zicem PDR, pot să-i dau și pe stânga, dacă doresc, PST, nume layer. O să-i zicem puncte Cogo sau, nu, cel mai bine e să zicem trasare. Trasare tramă. Nume puncte Cogo. Margine drum, să zicem. Descriere grup de puncte Cogo. Practic, ce se va întâmpla? Vedeți? Aici la Point Groups mi se va crea un grup nou care îmi va include grupul de puncte pe care noi îl vom genera cu ajutorul playerului. Și o să-i zicem Cogo, underline margine, underline drum, descriere, aici pot să-i zic direct descriere, realizarea punctelor de trasare pentru marginea drumului. Iar aici, Cogo, underline, margine, R, drum. Mergem un pic mai aproape să vedem și noi cum va arăta. Și dăm run. Moment în care, pe ecranul celălalt al meu, mi-a apărut această fereastră. Ce face această informație? Îmi extrage automat punctele Cogo. O să dau un apply ca să mi le pun automat și mi-l extrage într-un fișier de tip CSV sau XLS, Excel. Dacă ne uităm un pic aici, le vom observa, ele deja au apărut. Primul punct de început va fi cu numele margine drum, de unde poate fi identificat. Să presupunem că vom avea și alte puncte. El va începe de la următorul punct, să zicem, dacă se termină un grup de puncte reprezentând ridicarea topo, grupul de puncte proaspăt creat
va prelua numărul următor, adică să zicem, presupunem că la suprafața top au fost folosite 1100 de puncte, următorul punct va fi 1101 și va fi identificat cu acest nume, după care restul de puncte vor fi asemănătoare, vor fi identice cu acestea de aici. Va fi foarte ușor de identificat din grupul total de puncte. Bineînțeles, dacă considerăm că acel fișier Excel nu este pe placul nostru, evident că avem opțiunea de a exporta aceste puncte fie într-un fișier de tip LandXML, fie, bineînțeles, într-un fișier de tip CSV. Și ne uităm și vedem cum arată punctele COGO. Și vedeți, mi-a pus pe tot. El a ținut foarte mult și va ține tot timpul cont, acest script, va ține cont de frecvența coridorului. Dacă această frecvență va fi micșorată, adică în zona curbelor vor fi mai puține frecvențe, bineînțeles că și punctele COGO vor fi mai puține. Avantajul acesta îl va reprezenta în zona curbelor, în special îi văd utilitatea pentru lucrările de ziduri de sprijin, unde poate fi, să presupunem că avem un zid care este în maniera aceasta, și putem să dăm punct sus, punct COGO sus, punct COGO jos. Și vom avea element de trasare aici, element de trasare aici, bineînțeles putem să dăm și coronamentul și tot așa. Ok, hai să vedem un pic ce conține acest script. Ca să intrăm în interiorul acestui script, avem opțiunea de a apăsa această peniță sau creion, clic pe el. Unde o să mi se deschidă aplicația Dynamo. O să-l las pe acesta în jos. Iar aici văd exact ce îmi conține scriptul în sine. În primul rând, avem numele fișierului, fișierul în sine. Ăsta este punctul de intrare, adică în cazul de față, să vedem dacă mai ajung la player, nu-l mai găsesc, nu e nicio problemă. Aici am introdus numele coridorului, coduri din secțiune tip, secțiune transversală tip, codurile de pe secțiune, adică punct dreapta 1, punct stânga celălalt, informații din coridor, section name, numele coridorului, baseline coridor, îmi extrage numele baseline-ului, adică pe autostradă avem acesta, baseline, PL, underline sau liniuță AX autostradă. El preia automat acea informație. Țineți minte, toate acestea trebuie legate. În momentul în care începem să construim acest flux, sau mai bine zis acest script, începem cu fișierul principal, după care trebuie să știm foarte bine ce anume vrem să extragem din acel fișier. Punctele X, Y și Z. Iar aici, bineînțeles, la data export, îmi exportă fișierul, folosind această cale, file path, îmi exportă aceste informații cu denumirea punctelor. Dacă intrăm un pic, o să observăm că mi-a atribuit automat în tabul din Excel numele de puncte. Așa. Number 0, adică îmi pleacă number 0 reprezentând această coloană. Punctele COGO pe care mi le creează. Numele layer-ului pe care l-am dat mai devreme, nume puncte COGO, în cazul de față mi-atribuie doar un nume de punct COGO, acela pe care noi l-am dat, punct COGO margine drum sau tramă stradală, și bineînțeles acesta este încadrarea în grupul de puncte. Dacă ne vom uita la grupul nostru de aici, COGO margine drum, și dăm un properties, o să observăm că informațiile pe care noi le-am atribuit în cadrul playerului Dynamo mi le-a trecut automat aici. Bineînțeles că mi le-a încadrat
mi-a încadrat, mi-a atribuit acest nume pe care noi l-am pus mai devreme și, bineînțeles, descrierea. Bun, acesta a fost un al doilea exemplu. Haideți să mai vedem încă un exemplu de script. Intrăm în Player-ul Dynamo. Mergem în exterior. Și haideți să vedem un pic amplasare elemente. Ia să vedem. Vedeți? În momentul în care am dat pe el, îmi spune Close Dynamo to Continue. Ia să-l închidem pe acesta. Dynamo Player. Îl mai am pe acesta. O secundă, îl închidem. No. Și să schimbem din un Dynamo Player. Amplasare drum, ia să vedem, să-l mărim un pic mai. Elemente CSV. În momentul de față, îmi dă niște informații. Acestea sunt automate. Dacă eu le voi modifica pe acestea, mai mult ca sigur s-ar putea să am niște erori. Și vă și spun de ce. Pentru că în interiorul lui, în interiorul scriptului, ce observăm noi? Sunt deja atribuite aceste elemente. Prin urmare, dacă noi vom încerca să folosim acel script la un alt, pe un alt fișier, dar ne rămân acestea editate în stringul ăsta, adică în loc să am gol, am introdus un nume sau o valoare pe unde mai se introduc valori, în mod sigur vom avea erori. Prin urmare, ca să putem să folosim acel player, acestea trebuie să fie goale. Nu o să le șterg pentru că doresc să vă arăt acum cum funcționează acest script. Acest script va pune automat, o să vă arăt cum arată fișierul, mai o secundă. Fișierul meu arată în maniera aceasta. Poartă numele de semne de circulație sau semne underscore circulație underscore 2. Și ce observ aici? Am niște valori. 100, 500, 700, 900, 980, alte valori 10, 10, 5, 10, 10 și alte informații, sign, exit și așa mai departe. În primul rând, acesta reprezintă intervalul kilometric. O să mă mut pe partea asta, la altă, cu pixelul și ne uităm aici. Las un pic. Intervalul de kilometraj înseamnă că în cazul de față, mie o să-mi pun anumite semne de circulație, în cazul acesta sign exit, sign west, a și așa mai departe, pe care îl are acesta. Acesta reprezintă borna mea kilometrică, dar pentru că l-am convertit într-un bloc și o să vă spun și de ce l-am convertit într-un bloc. Deși noi în Country Kit avem opțiunea acestui bloc de a-l realiza prin dublu click, el nu o să poată fi atribuit, nu o să poată fi atribuit când este creat în maniera aceasta și este un bloc care poate fi modificat. Atunci trebuie să fie un bloc static. Și din cauza asta a trebuit să-l convertesc automat. Bun. L-am convertit automat, am dat numele autostrăzii, am preluat informația BLX autostradă care este din baseline, am un cod aici PDR, iar aici list get item at index, practic îmi va prelua informațiile din fișierul meu sursă, adică din CSV, iar unde vedem 0, 1, 2 reprezintă, practic, unde este Excel. 0 va reprezenta coloana A sau poziția kilometrică, B reprezintă 1 de aici, cifra de aici, adică coloana B sau distanța față de ax unde va fi amplasat, bineînțeles, coloana C, în cazul de față, punctul 2. Și bineînțeles că și aici vom atribui coordonate, în baza coordonatelor X, Y, Z, vom avea și o scurtă funcție matematică.
Iar această scurtă funcție matematică va fi folosită pentru unghiul de rotație a semnalizării, adică a simbolurilor sau mai bine zis a marcajelor respective. Haideți să dăm și o rulare. Mergem pe coridor. Să împărțim și coridorul în două, to vertical. Și aici avem fișierul deja extras. Singura modalitate în care am băgat acest link a fost să mă duc pe fișierul meu și, bineînțeles, să-mi iau link-ul de aici și, bineînțeles, numele fișierului. O să mă mut în partea aceasta la altă. Iar acum ne uităm să vedem. Avem la poziția kilometrică 0 plus 100, plus 500, plus 700, plus 900, 0 plus 980 și la 0 plus 980 o să-mi pună panoul de informare, cel de autostradă. Dăm un run. Și dacă vedem, mi-a și pus automat. Să lăsăm acesta pe partea asta altă. Aici putem să le vedem mai bine. Ia să vedem ce am mai montat. Mi-am montat, ca așa am dorit, să pun semnul de cedează trecerea exact în mijlocul drumului. Avem o bornă kilometrică, dar nu asta a fost pusă de noi, ci aceasta a fost montată de noi. Și vedem Râmnicu Vâlcea, 10, Pitești, kilometru 25. Și bineînțeles, să dăm pe un conceptual. Avem cele două panouri suspendate, care reprezintă panourile de informare către direcția sau direcțiile indicate. Țineți minte, în încheiere, mai avem opțiunea să facem panourile metalice, sau mai bine zis, parapeții direcțional metalici și, bineînțeles, să ne realizeze chiar și lisa parapetului. Iar acesta este un pic mai complex, nu mai intrăm în amănunt. Practic, va crea elementele pe drumul meu. Intrăm puțin pe el. Dynamo player nu pe partea cealaltă. Și arată maniera aceasta. Numele autostradă, PST. Mai se dau un interval de început până la sfârșit. La celălalt să vedem cât este. Asta e 1000. Aceasta este 1000. Da, el îmi va începe să îmi pună parapeții direcționali pornind de la kilometru 1. Dăm run. Și dacă ne uităm acum, putem observa. Uitați, ne arată în primul rând și în Dynamo, când spuneam că ne face practic, ne permite să și vedem ceea ce construim. E puțin mai greu, dar nu știu dacă se poate observa, dar aici există practic W reprezentând practic lisa parapetelui. Dar aici, în aplicație, o vedem mult mai bine. Object Viewer. Arată ceva în mare asta. Avem opțiunea chiar să dăm o grosime a acestui W sau M. Aceasta se face prin funcție matematică.
Și, bineînțeles, putem să vedem și în plan cum arată lisa mea de parapet cu montanții acestuia. Acestea fiind spuse, o să trecem la slide-ul următor. Învățarea aplicației Dynamo pentru Civil 3D necesită cercetare, învățare și testare a scripturilor realizate. Dynamo pentru Civil 3D oferă foarte mult potențial pentru a putea schimba regulile jocului chiar în timpul jocului. Cu cunoștințele de bază adecvate, posibilitățile pentru automatizarea proiectelor din infrastructură sunt aproape interminabile. Și, cum spune și Lozinca, doar cerul este limita. Eu sunt Mircea Nicolau și vă mulțumesc pentru participare și vă urez o zi bună. La revedere!